Abia aștept să vină vărul meu capibara în oraș pentru că mi-e atât de dor de el. Vărule capibara, ce faci aici? Trebuie să aterizezi, prietene! Wow! Vărule capibara, ce faci? Aici e pista de avion, eu știu că tu vii din altă țară și că nu știi cum se zboară, că se zboară cu volan pe dreapta, dar aici trebuie să aterizezi. Unde e aici jos? Aici, vărule capibara, ești bine, o să faci accident, ai grijă, ce? Wow! Wow! Vărule capibara, cred că ți-a explodat avionul și ți s-au rupt mațele, ești ok? Da, vărule capibara! Doamne, ce dorme a fost de tine, vărule capibara, că nu ne-am mai văzut de când, doamne, eram... Ți-a intrat o mamă de bătaie, mi-a dat una peste ceafă, te-a lăsat ceafă goală. Vea, vezi cum vorbești, vărule capibara, că acum ești la mine în oraș, aici te chem cu băieții și te spargem la mață, înțeles? Și să spargeți voi la mață, că băi, tu de vin să clarul capibara, băi, ăsta... Băi, vărule capibara, deci atât de dor mi-a fost de tine, hai că ți-am pregătit o zi specială în orașul meu special. Deci o să te plimb peste tot cu limuzina, te duc la McDonald's, te duc peste tot să te simți bine ca o capibara frumoasă, top 10 capibare din oraș. Vărul capibara, tu ești, vărule capibara. Yeah, son. Hai, fă ceva, că m-am plictisit deja aici. Hai să te duc la limuzina. Ia uite limuzina, vărule capibara, ce zici, îți place, nu? E frumoasă tare. Bă, sunt... 5 mașini legate cu sfoara între ele, bă. Atâta ne-am permis, le-am luat de la fiară vechi, ultimele 4 nu merg și asta, de-abia de-a cumpărat-o, am dat o groază de bani pe ea, cred că am dat 5 lei ca să o iau. Sincer, e ceea ce trebuie, ia intră aici, hai să vezi ce frumos e. Aici sau în care trebuie să intri? În asta, în prima, aici intr-o dată. Păi și de ce le mai avem pe alea din spate? Taci, vărule capibara, că nu știi ce vorbești. N-am să te mint, vărule capibara, dar de când ai plecat din oraș, treaba nu mai merge așa cum trebuie. Familia noastră e foarte săracă. Bă, se vede că nici mașina nu mai merge așa cum trebuie. Plecăm nu... sau ce facem? Da, plecăm, stai liniștit, vărule capibara. Avem o problemă aici, nu știu de ce, nu... Cred că din cauza că am doi cai putere la mașina asta, nu mi se mișcă absolut deloc, nu pot să trag atâtea mașini după mine. Ah, ce bine că le-ai legat cu sfoară ca să mergem cu ele, nu? Păi da, trebuia să te impresionezi, să te duc cu aici cu limuzina. Stai așa puțin că mă duc în spate ca să văd care-i treaba. Rezolvi. Tu stai acolo, stai liniștit. Stai că stau. Hai, fă ceva. Aici în spate trebuie să-i dau puțin cu lopata că își revine, a nicio problemă. Fii atent aici că i-am pus nitronos 255 de la vericul, de la stand, de la shop, ai înțeles? Gata. Fii atent, uite cum îi dă pe turație acum. Ia, fii atent. Trebuie să apăs pe butonul ăsta special de nos de aici și să vezi cum plecăm. Ia, ascult-o pe asta, vericule. Să vedem. Ia, uite, ia de aici. Ia, fii atent. Ia ce-i dă. Ia ce-i dă. E full viteză, ce să mai zic. Cred că ți-a făcut-o bine ăla, nu? Da, mi-a făcut-o bine, cred că era de la frâna de mână, zic sincer. Ia, nu merge, stai că trebuie să mă dau jos să bei. Bă, cred că limuzina asta a stricat din spate. Taci puțin că nu știi ce vorbești. Vericule, am întâmpinat o problemă aici, dar nu știu exact ce s-a întâmplat. Stai două secunde, tu urcă-te la loc acolo că o rezolvi, te rog. Nu știu că o rezolv eu. Așa e mai bine, hai să mergem. Haide, hai să mergem, îi dăm cu avionul meu, da? Hai, de ce să mai stau. De ce n-ai zis așa din prima, la ce m-am mai chinuit să strâng toate mașinile astea aici? Păi, dar cine te-a pus să te chinui să strângi mașinile astea? Hai odată la avionul tău atunci. Hai, urcă. Doamne, dar nu văd nimic în avionul ăsta de fundul ăsta mare al tău gras de capibara. Dai, taci odată și, băi, măcar merge. Față de limuzina ta, măcar ia uite ăsta ce merge, ia fii atent. Unde mergem? De ce faci ca o balenă pe moarte? Unde mergem, am întrebat. La McDonald's, unde să mergem? Unde McDonald's-ul? Ți-am pus pe GPS. Bă, ai grijă, mă, cum mergi, mă, ești nebun la cap, tu ai băut înainte să conduci? Cine bea? Am așa una mică, dar nu mare, dar mică. Wow! Ia uite-o pe asta, fii atent aici. Doamne, că mi se face... Ai, și frumos e aici la oraș, la mall. Nu, aici, vărule capibara, de ce ne-ai adus aici? Doamne, taci, taci, că eram mall acasă. Tu nu înțelegi ce se întâmplă, că dacă ne-ai adus aici o să iasă cu bătuta asta, nu-i cartierul nostru, asta nu-i terenul nostru, sunt alte capibare aici care ne vor rău și alți monștri și orice-i face în tot mall-ul ăsta. Eu sunt capibara, eu fac ce vreau și capibara vreau să mănânc de la KFC, vreau să mănânc niște pui. Te rog frumos. Nu. Domnule, nu l-ascultați.
Bă, ce faci, mă? Bă, nu scoate. Nu-l asculta, Doamne ferește, lăsați-mă să vă șterg. Casă demarcați, dăm toată mâncarea și banii. Lăsați-mă să vă șterg de sânge că bă, l-ai împușcat, mă, nebunule. Bă, lasă-l, mă, pe ăsta, mă, tu de nu vezi că am împușcat pe tine, că te-ai băgat în față. Aoleu, de aia mă durea stomacul. Ce faci? Uite, ăștia râde de mine acum, mă, că m-ai împușcat, bă. Ăsta, băi, tu râzi de fratele meu, mă. Bă, fraiere, tu râzi de fratele meu, zi. Zi! Bă, nu mai faci așa, nu mai faci așa, te rog frumos, gata! Ți-o pun capul ăla de roșață, băi, chelie, ce ești! Te rog frumos, opriți-vă cu toții că o să vină după noi, și o să ne prindă. Uite-i toată mâncarea asta aici și iau și mănâncă și să te... Dar eu nu vreau mâncarea asta, vreau mâncarea lui, dă mâncarea ta! Nu mai trage în el, te rog frumos! Mâncarea ta! O să vină poliția! Ce poliție? Clownii mall-ului, tu nu știi de clownii mall-ului! Da, el să vină, ia uite! Opa. Până mă arunca, mă, cu grenade atâta, bă, că nu te mai suport, mă, cu aruncatul tău de grenadă. Hopa, hopa, unde-i poliția? Unde-i poliția? N-avem poliția. Hopa, ia, ia vezi aici, domnul. Ia uite ce se lasă în jos, mă, nebunul. Băi, băi, ăsta nu vrea, mă. Deci, eu, cine-l mai împușca? Cine ești, mă, tu, mă? Nu-l mai împușca. Cine ești tu? Zici, cine ești tu, zici? Vin. Uite cum coboară scările! Sunt clownii mall-ului, uite-i! Uite-i pe toți acolo, coboră scările! Vin spre noi! Ia de aici, băi! Nu, ce-ai făcut? Că acum o să vină ceilalți! Nu! Nu mai vine nimeni! Ba nu! Ba! Aaaa! Aaaa! Da foc! Uite-te ce se întâmplă acum că ai făcut! Trag după stau tine! Stau la școală! Stau la școală! Pentru că trag toți după tine pentru că ai vrut McDonald's-ul ăla. De ce ți-ai pus un sicriu în față? Primește-mă și pe mine! Blochează intrarea! Blochează intrarea! Ba, i-ai scos pe toți acum, uite cum trag, ești nebun la cap! Blochează intrarea și taci odată! Cu ce să blochez? Asta-i doar începutul, o să încep... Ne-a aruncat cu Molotov! Bă, blochează! Gata, gata. Sigur? N-au ce să fac acum. Da, eu zic să ne prefacem că noi de fapt am fost aici în tot timpul ăsta și citeam cărți, nu știm despre ce se întâmplă, da. Așa-i? Ai o pată mare de sânge pe tine, băi, derbedeule, normal că nu o să meargă planul ăsta. Bă, ai și tu ceva, uite acolo, sau aici, sau acolo. Nu mai îmi da, mă, peste nas, bă, oprește-te, uite-te și tu cât sânge ai făcut aici. Bă, ne-au stricat blocarea de intrare. Pune ăsta. A, ce bine, ce bine, foarte bine ai pus. Așa. Foarte bine, bravo, bravo. Așa, n-au cum să intre. Vezi? Totul ok. Uite-te ce se întâmplă, bă! Sunt în flăcări de cât de nervoși sunt, tu vezi? Au luat foc la cât de nervoși sunt. Bă, te torpilați, ia dă-ți, îi rezolv eu. Nu mai trage, mă, în ei, nu mai trage în ei. Șii, stau aici. Tu du-te, du-te, hai, du-te, rezolvă problema, hai, du-te. Ne-au aruncat cu flăcări, nu se opresc, mă, omule, nu se opresc. Băi, fraierilor, muriți! Nu trageți voi! Băi, dacă nu vă opriți, dacă nu vă opriți, băbăciunea asta moare! Bă, de unde a apărut, mă? Asta-i bunica mea, mă, ce-ai făcut, de unde ai adus-o? Taci! Dacă nu se oprește, dacă nimeni nu tace, o leșină, aici pe jos o pun. Nu cred că le pasă, uite-te și tu ce nervoși sunt! Opriți-vă! Bă, e grav, e grav, vine! O ucid! Nu mai contează ce face acum, pentru că vine, e după noi! E căzut capul, i-a dat jos capul! Mamaie, ei nu s-au oprit, nu eu. La mall am vrut să mergem, la mall, la mall ai vrut tu să mergem și ți-am zis că nu mergem la mall, putea să mergem oriunde altundeva în afară de mall. Tu știi ce o să se întâmple acum pentru că vine, e pe drum domnul Capibara, directorul mall-ului Capibara, top 10 director Capibara, director mall Capibara, înțelegi? Țipa la mine! Tu țip la mine, nu eu țip la tine! Bine! Ce? Dacă țip la mine, îți rup ceafa! Bă, omule, tu țip la mine! Tu țip la mine! Nu eu țip la tine, tu țip la mine! Eu nu mai aud din cauza că tu țip la mine! Îți scot creierii cu târnăcopul ăsta! Îți dau grenadă la picioare și te aștept să leșini! Stai! Vine! Nu mai e timp de ceartă! Uite-te pe geam! E pe drum! Uite-l! Aolo. Uite-l cum se apropie! Aolo. Am văzut! E acolo! E acolo! Uite-l! Uite-l, vine directorul! Aruncați? Nu avem nicio șansă. Uite-ți, uite ce le face. Uite cum îi dă la o parte. Noi suntem următorii. Noi suntem următorii. Mi-e frică. Nu, și dacă ne descurcăm. Mi-e frică. Bă, era înăuntru! Unde e înăuntru? Unde ești? Era granada. Ah,
Noi suntem nu mai are mult. Eu moară pe toți clownii și vine după noi. Încet, încet o să ne prindă, tu înțelegi chestia asta? Bă, eu nu văd pe nimeni. Uite-l acolo, cum adică nu vezi pe nimeni, chiorule. Aoleu, a reușit să-l dea și pe ăla. A, vine! Bine, bine, dă-te în spate, dă-te în spate, sperăm că nu intră prin varicada pe care ai făcut. Ai intrat! Ai intrat! Cine ești tu și de ce crezi că îți permiți să faci chestii de astea aici, să ne omoar pe toți și să stăm în frică, mă, față de tine, a? Te crezi mecher? Zi, ești mecher? Nu cred că merge. Bă, că ești mecher. Avem șansa, oportunitatea, ascultă-mă, bomba nucleară, o pregătim? Da. Trage, ține-l acolo ocupat cât eu pregătesc bomba nucleară. Îi fac un show, spectacol! Bun, uite bomba, trebuie să iei cu mare atenție. Iisus fie cu tine, vii la tu de capibara să fii băi ăsta. Bun, deci am aflat că nu putem să-l omorăm nici măcar cu bombe nucleare. Măcar sicriul ăsta îl poate ține acolo. Uite-te la el ce ochi de turbat are. Acu sicriul în cap, băi, turbăciune ce ești. Mai lei că mi-ai dat mai bine. Te rog frumos să nu te mai apropii așa de geamul ăsta. Să știi că există o problemă foarte mare totuși. O să vină să salveze. Cine? Cum adică cine? Cum adică cine? Te-am întrebat. Bombe! Bomba nucleară! Woo! Glumețo. O să vină Ben să-l salveze. Ben Capibarau. Pe cine? Și trebuie să-i pregătim o capcană să-l prindem aici, lângă. Știu eu capcana, Deci luăm unde ăsta. Vrem aici. Și acum, când o să treacă, o să-mi piedice, o să alunece și o să dea cu capul. A scăpat capibara!